Am stat pe stradă, am fost chinuită, am fost bătut de ăia mai mare, am fost pus la cerșit. Minunde! Unde locuiești? Păi! Ceaușescu, existau copiii ai străzii. Am cunoscut tineri ai străzii în 1996 care mi-au spus: eu sunt cum de aici, de dinainte de Revoluție, uite, mi-arătau bărbați și ei au fost aici cu mulți ani înainte de Revoluție. Dar bineînțeles că nu s-a vorbit niciodată despre acest subiect și după Revoluție s-a recunoscut. Da, există copiii străzii. Și tu de mult ești aici? De cât timp? 7-8 săptămâni. Ești singur? Ești singur? Și unde dormi? Unde acum? La început am fost șocată. După aceea m-am obișnuit și acum chiar să vreau, nu știu dacă mi-amintesc un caz, dar am întâlnit cazuri foarte, foarte grave. De ce ai pățit? De ce ești așa de trist? Nu sunt trist. Nu te simți bine? Mă doare spatele. Te doare spatele? Ce ai pățit? Te-a bătut cineva? Ai mâncat ceva astăzi? Câți ani ai? 15 ani. Am cunoscut mulți copii care au venit, care au ajuns în stradă direct din centrele de plasament. Foarte puțini educatori, foarte puține programe. Deci ei au ajuns direct din case de copii, dar mulți din familii. Din familii dezorganizate. Da. Sunt ăștia mai mari care ne bate. A avut și ei când ne-a dus, în 2000, când ne-a dus la Pinocchio, când era micuț, ne-a dus pe toți odată. Ne-a lăsat o cutie din aia de înghițată, din aia micuță, și ne-a lăsat câte 50.000 de fiecare. Cine? Bunica. Da, mă bădea, olo, mă ura. Deci era alcoolic așa, în ultimul grad. Oh, și cât bea. O grămadă. Și maică, dar nu putea să facă nimic, nu putea să te apere un pic sau ceva, sau... Nu făcea nimica. Putea și ea totul la fel era. Ea nu mă bătea, dar bea și ea. Bea o grămadă. Pentru că am plecat de acasă, că n-aveam posibilitate cu părinții. N-aveam ce să mănânci? N-aveam ce să mănânc.
N-avea unde, nu la nimeni la muncă, n-aveam casă. Cea mai întâlnită formă de abuz este neglijența. Neglijența în familiile numeroase în care unul, dar cel mai adesea ambii părinți beau, în care nu lucrează, nu au venituri, trăiesc din furat, cerșit, există și abuzul fizic, bătaia, există abuzuri sexuale, copiii suferă de foame, nu sunt trimiși la școală. Am întâlnit foarte multe cazuri din acestea. Da, frumos. Aici avem. Da? Aici. Da, dar nu deschidem noi, o deschide aia mare. Ah. O deschide cu fierul, bagă fierul aici și bagă ciocanul și o deschide. Aha. Noi nu putem să o deschidem. Aici dormiți de obicei? Da, noi aici dormim în fiecare seară. Aici fiecare seară? De mult? Deci tot, da, cam toată vara, de când se face cald, din mai, de când, de când suntem aici, aici dormim. Și Ana, nu dăm alt canal, că avem alt canal. Aveți un alt canal? Unde? La Podul Grand. Este mirosul, dacă te ce spun pe lângă un canal, știți care este mirosul? De la apa. De la apa aia, de la aburi, mirosul aburilor. Și e cald nou într-un da, bănuiesc acolo unde sunt țevile de apă caldă. Este numai aburi, da? Din aia. Și nu e apă pe jos, deci puteți să mergeți, puteți da. Să... Da, dar în spate încolo și aia este apă, dar în față încolo nu este. Nu, puneți niște saltele și dormiți. Da, avem tot. Inside mai facem rost de pături, ne mai dau oamenii saltele care nu le mai trebuie pățevi? Și le băgăm în canel. Nu pățevi, pe jos. Pe jos. Că nu este apă, este... Da, eu unul când am stat în canal, eu mi-am făcut porțiunea mea, mi-am făcut curățenie, mi-am băgat lumină, că am stat cu un prieten de-al meu care m-a ajutat mult, mult de tot. Și Dumnezeu să-l ierte că acum nu mai este pe pământul ăsta. De ce puțin? A fost călcat de tramvai. Dacă care e cel mai mic copil pe care l-ai văzut la tatăl canal, deci ca vârstă? Eu am văzut. Ca vârstă? Câte avea? Chiar și câteva luni. Chiar și câteva luni. Și chiar neunăscut într-un canal. Deci aruncat așa, nu, pur și simplu. Nu aruncat. Deci când am văzut primul eu, întâlnăunăscut, ieșit.